poliției Adrian Ursu și Marius Peleanu. Bună seara, Adrian! Ne auzim cu Adrian? Eu te aud. Bună seara! Bună seara. Spune-mi, te rog frumos, Adrian Ursu, realizator Antena 3, care este opinia ta în legătură cu discursul președintelui cu asumarea faptului că nu va da mandatul Partidului Social Democrat și că mâine seară ne va anunța ceea ce știm deja, și anume că tot PNL-ul va primi mandatul de prim-ministru? Bun, suntem cumva în logica pe care am mai trăit-o. Ne aducem aminte, am mai avut un președinte, când ne cream Băsescu, care nu ținea cont de majorități, chiar atunci când ele erau legal validate prin votul cetățenilor. Ca urmare, pare că e și aici o continuitate pe care am mai intuit-o în alte momente în prestația publică a președintelui Iohannis, dar sigur că sunt și diferențe. Una dintre ele este că s-ar putea, în cazul de față, să fie nevoie să-și recunoască înfrângerea, domnul Iohannis, în două situații. Unul, dacă într-adevăr există undeva o înțelegere secretă și s-ar putea ca ceea ce pare să fie în clipa de față calea deschisă spre anticipate va fi de fapt calea deschisă spre consolidarea prezenței în Palatul Victoria a lui Ludovic Orban cu ajutorul Partidului Social Democrat, adică la un al doilea vot de investitură să rămână același Ludovic Orban. Și atunci ar fi, repet, o primă posibilă înfrângere a lui Klaus Iohannis. Sau doi, dacă într-adevăr reușește Partidul Social Democrat să genereze o altfel de majoritate cu care să fie obligat să discute Klaus Iohannis și să accepte până la urmă un altfel de premier. Poate un tehnocrat care are în spate o susținere suficient de largă încât să-i ofere un rezonabil compromis lui Klaus Iohannis, dar oricum ar însemna dejucarea planului său de a pune tot un guvern liberal la Palatul Victoria. Foarte interesante aceste ipoteze. Marius Pieleanu, bună seara! Bună seara, Radu! Aseară erai foarte reticent la ideea că Remus Pricopiu o să fie premierul desemnat de PSD și uite că s-a întâmplat. Voi la SNSPA acolo aveți pepinieră de miniștri, de prim-ministri? Eram, Radu, eram reticent pentru că eram informat. Da. Adică e o diferență. Erai informat că ce? Că nu vrea. Eram informat că aseară nu trebuie să spun asta. Păi, asta este o dezinformare. Că noi am dat informația că este și tu ai dezinformat. Eu asum ca fake news, nu e o problemă. Tu, singurul sociolog civil autodeclarat, să faci dezinformare. Repet, e foarte important ce ai spus. Păi asta spun. Tu, singurul sociolog civil autodeclarat, ai făcut o dezinformare profesionistă. Nu numai autodeclarat. Apropo de SNSPA și de Remus Pricopiu, asta nu e fake news ce spun. Sunt singurul până una alta care are declarație oficială la rectoratul universității că nu am făcut niciun fel de activitate militară nici înainte, nici după Revoluție. Atenție, după dezinformare, am înțeles, după dezinformare, cu siguranță vei primi ofertă, să știi. Sper că nu. Bun, acum sper că nu e parte din planul Soros Mondial, în care înțeleg că și universitatea dumneavoastră e cumva așa un pic agățată la partea de finanțare, și să nu ducem conspirațiile mai departe, dacă tot ați intrat în baletul ăsta al civiliei prost înțelese. Da, sigur, mai ales al civiliei, domnul Ursu. Exact. Marius Pieleanu, te rog frumos, lămurește-ne ce se va întâmpla din punctul tău de vedere, pentru că PSD pare pe cai mari după victoria asta. Numele Remus Pricopiu nu este atât de consacrat public încât să rupă lanțurile nominalizărilor. Are timp. Eu cred că ar trebui, nu știu, probabil că au făcut-o și alți prieteni ai mei și colegi, dar cred că ar trebui să subliniem de la început faptul că este prima mare victorie a PSD-ului și mai ales a actualei conduceri după trecerea sa în opoziție. Și cred că e corect să spunem că un rol important, poate determinant chiar în Domn profesor, râde lângă noi doamna Cristina Trăilă de la PNL, nu se poate abține și ne molipsește și pe noi. Când ne-ați spus despre prima mare victorie a PSD-ului, chiar ne umflă râsul, pe cuvântul meu. Da, pentru că PSD-ul astăzi a reușit să trimită în opoziție, până una alta parlamentară, actualul guvern Orban și PNL-ul. Până una alta, nu știm mâine ce va fi. Păi așa e un politician, trăiește de azi pe azi? Sau are viziune pe an de zile, sau pe luni măcar, sau măcar pe câteva săptămâni? Este apanajul al domnului Klaus Werner Iohannis, după cum știi, Bogdan. Viziunea.
Deci tu crezi că e o victorie a PSD-ului și crezi că această chestiune se va concretiza și într-o majoritate parlamentară care să-l oblige pe Iohannis să nominalizeze premier de la ei? Există majoritatea care și-a exprimat opinia la vot, da? Nu, evident, președintele nu va accepta propunerea PSD-ului, că e Remus Pricopie, că e altcineva, dar nu va accepta pentru că nu intră în logica ceea ce dânsul își dorește. Și eu mă aștept să vină din nou cu renominalizarea domnului Orban, care nu va fi validată de noua majoritate parlamentară și vom intra într-un sistem de proceduri care va duce lupta până în vară, la alegerile locale, având în stand-by decizia de a organiza sau nu alegeri anticipate. În vară, însă, după alegerile locale, conform Constituției, nu mai poți schimba, nu poți dizolva Parlamentul cu 6 luni, decât cu 6 luni înainte de la data organizării alegerilor. Deci lucrurile, astăzi când vorbim, în opinia mea, așa sunt. Da, e foarte interesant ce spui. Adrian Ursu, ce se întâmplă dacă PSD cu Pro-România și cu ce nu mai fi demonstrează că are majoritate și președintele nu vrea să le încredințeze mandatul de premier? Bun, sigur că ceea ce ar putea fi scenariul constituțional, probabil că nu se va întâmpla, și anume un impeachment, nu-i așa? Că tot se încheie procedura din Statele Unite în aceste ore, respectiv o procedură de suspendare a lui Claus Iohannis pentru nerespectarea prevederii constituționale, așa cum s-a întâmplat și cu Traian Băsescu. Adică nu pentru 30 de zile ca să realizeze niște nominalizări? Nu numai, ci poate chiar și ca să ducă la bun sfârșit procedura de data asta. Pentru că e posibil ca o fractură în Partidul Național Liberal să producă la un moment dat ceva interes și acolo în legătură cu scăparea de sub tutela lui Claus Iohannis. Dar, repet, nu cred că, așa cum e Partidul Social Democrat în clipa de față, e în stare să inițieze, dar aminte să ducă la bun sfârșit un astfel de parcurs extrem de complicat din punct de vedere al aritmeticii votului, al suportului pe care trebuie să-l aibă de la Curtea Constituțională, de la Avocatul Poporului și de la toate celelalte instanțe care trebuie să-și dea la un moment dat verdictul în acest parcurs. Dar logic acolo ar trebui să ajungă. Altfel, sigur, vom avea doar o sesizare, nouă sesizare la curte. Știm cât se închisește Claus Iohannis din sesizările de la curte. Am mai văzut asta. Nu cred că se va merge mai departe. Claus Iohannis, cum spuneam, e foarte probabil că va refuza, după modelul Băsescu, și doamna Trăilă aici cred că nu mai râde, pentru că l-a cunoscut bine și pe domnul Băsescu. A fost. Am puterea să râd, domnul Adrian Ursu, chiar și după atâția. Exact. Vă rog. Atunci vă las să vă simțiți bine, nu vreau să stric petrecerea. Tocmai, e o plăcere în această seară. Exact. Mai ales când trebuie că e o zi fericită, nu? Pentru Partidul Național Liberal, adică să-ți cadă propriul guvern, seamănă foarte mult cu PSD, care și l-a dat jos pe Grindeanu, adică domnul, aici domnul Ursu, dacă este momentul euforiei care se justifice că de fapt nu e o victorie a PSD, ci o dorință fierbinte a Partidului Național Liberal de a se arunca singur cu capul în jos pe scări. Dacă l-ați fi avut prim-ministru pe Ludovic Orban, erați bucuros dacă pica, nu? Adică totuși, cât ai fi de liberal, de penelist, de ăștia, astea, acolo sunt oameni responsabili. Când ți-a picat pleașcă Ludovic Orban premier, te bucur că a plecat, orice ați spune. Da, eu omenește să contrazic, oricât ați întărâta. Dacă se întoarce? Băgați bățul prin gard degeaba. Da. Dacă se întoarce? Te întreabă Adrian Ursu. Dacă se întoarce Ludovic Orban, ce poți să mai spui? Bucurie? E o bucurie, da. În sensul că va continua circul. Da, știi că există o piesă foarte cunoscută a lui Pavel Stratan care spune: mă duc, mă întorc, mă iau și pe mine. Știi, doar că acolo era comandă de băutură. Dar mi se pare corect, adică mă duc, mă întorc, mă iau și pe mine. Asta va face Ludovic Orban, să duce, să întoarce, să ia și pe domnia sa. Exact, asta. Da. Doar mulțumesc. Că acolo, da. Nu știu, acolo e o referință basică, nu cred că are vreo. Nu, dar faptul că nu vezi liberal triști acum pe stradă, mergând, eu știu, supărați, nu, numai să știi că eu m-am uitat, victorie zdrobitoare a conducerii PSD-ului, e un motiv. Clar, că nu limpede, nicio victorie, faptul că a plecat Orban, domnul Bogdan Chiriac, haideți să lămurim un lucru. Măcar mai de vreme, seară, stați puțin, că mâine nu e nicio victorie. Eu bat jocură la adresa României. Nu e nici victoria PSD, nici șmecheria PNL. Eu bat jocură la adresa României, politicianistă, de la un capăt la altul. Și alora care au plănuit să se ajungă aici, pentru că, așa cum știți, alegerile anticipate nu sunt un scop în sine. Alegerile anticipate sunt o soluție la o criză. Ori dumneavoastră, Partidul Național Liberal, ați anunțat că vreți să provocați o criză ca să ajungeți la anticipate, ceea ce e o răsturnare completă a sensului democratic și constituțional.
Ori dacă de aici vă gândilați singuri și vă produce satisfacție, nu aveți decât, există pentru asta stabilimente special amenajate. PSD de partea cealaltă a fost parte din acest joc dezgustător și în clipa de față suntem într-un moment în care ne gândim cum o să arate calendarul acestor reprezentații de circ politic până spre vară, dincolo de vară sau mai știu eu când. Erau două exerciții electorale anunțate anul ăsta, sigur, puteau să provoace oareșe deranj, dar erau la termen, erau puse în calendar tocmai cu ceva distanță între ele, ori nu. S-a dorit ca totul să fie, de fapt, o desfășurare, repet, a unui spectacol dezgustător care nu are nicio legătură cu ceea ce interesează pe oamenii tipa de față. Ce veți vedea asta cu toții la acele alegeri anticipate, măsurat într-un nou refuz de a participa la vot al unei mari părți a populației României. Mulțumesc mult, Adrian Ursu, pentru intervenția ta. Marius Pieleanu, o să fie tot Ludovic Orban premier până în iunie? Da, nu știu, știu însă ce nu va fi. Ce nu va fi? Știu că nu va fi nici măcar amărutul ăla de drum forestier amenajat pentru a trafica de la Sinaia la Brașov. Știu că nu vom avea nicio fundație anul ăsta al unui nou spital, al unei noi școli și în general nu se va mai întâmpla nimic. Din nou amânăm respectul față de român pentru care ar trebui să-l avem și când ar trebui să acolo să facem ceva pentru ei. Asta știu sigur că nu se va întâmpla, din păcate. Mulțumesc foarte mult, Marius Pieleanu, sociolog, Adrian Ursu, realizator, Antena 3.